Mare. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Cultură, domnilor consilieri, dragilor doamnelor și domnilor. Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, să le mulțumesc familiei Horta din Germania, care s-au întors în Maramureș. Vreau să-i mulțumesc foarte mult, doamne pianistă, fostă profesoară la Academia de Muzică din München, doamna Ingrid Isolde Hojda și domnului Vasile Hojda, mulțumesc din toată inima că sunteți lângă mine. Poate cartea aceasta are oarecare înălțime și vă dă oarecare înălțime aceste cărți acești oameni. Vreau să-i mulțumesc foarte mult că este aici lângă mine pentru toate unul dintre cei mai mari prieteni pe care am avut vreodată și unul dintre cei mai mari scriitori, unul scriitor care am construit definitiv de când îl cunosc. Este vorba de Radu Țuculescu, care este în fine. Ceea ce te privește, ceea ce mă privește, nu. Eu n-am să vă vorbesc decât probabil mai la sfârșit despre această carte. Această carte apare acum a doua ori, într-o a doua ediție. Prima dată a apărut la București, la editura Odeon. Am avut cel mai mare tiraj care a existat, care l-am avut vreodată între casele mele. E vorba de un tiraj de 3.000 de exemplare, a apărut la Odeon. Iar cartea de acum a apărut într-un tiraj, bineînțeles, mult mai mic, la sfatul unui prieten. El m-a rugat să îi dau voie să tipărească. E o altă ediție, e o altă grafică, e o altă formulă de carte. I-am dat voie să o editeze și la editura Grinta din Cluj-Napoca. Dar aș vrea să... Poate că aș vrea să schimb lucrurile așa, să chem aici niște copii să vorbească despre cartea asta și nu scriitori și scriitori. Asculte ce spun copiii despre această carte. Cartea nu este o carte pentru copii, ci o carte despre copii și despre copilărie. O carte pe care o pot citi și oameni care au, cei care au 80 de ani, care sunt tot un fel de copii, și cei care au 20, 15, ca numai de parte. Am să rog pe Radu Țuculescu să spună ceva despre cartea aceasta sau despre ceea ce vrea el, cu toate că înainte ar trebui să vă spun că Radu Țuculescu a apărut deja o carte la Polirom. E vorba de un roman care se numește Stalin cu sapa înainte. Cei care veți dori să achiziționați această carte, o să la Casa de Cultură, să mă sunați și la seara de carte vom face curând la Tuna Sighetul Armației. Radu Țuculescu. Mă bucur, ca de obicei, că sunt aici. M-a sunat Vasile acum două zile, m-am urcat pe mașină și am venit pentru Vasile și pentru Sighet și pentru Maramureș. După cum am și declarat într-un interviu recent, îmi place să zic că Maramureșul e a doua mea țară și asta datorită prietenilor, în primul rând. De fapt, țara este acolo unde are prieteni, în diferent de votare. M-am bucurat enorm pentru că în această perioadă în care suntem bombardați cu tot soiul de becalisme, michetisme și diaconisme, otevisme, manelisme și alte isme, în care gustul este voit de naturat, se pare, sau dirijat de naturat, gustul public popular și se pedalează foarte mult pe subcultură. Vorbesc de mass media, lucrând în televiziune, cunosc fenomenul și dumneavoastră care vă uitați. Ar fi bine să nu vă mai uitați. Așa, în acest context absolut sufocant, apare o carte ca cea a lui Vasile Muste, care seamănă pentru mine și poate pentru cei care o vor citi o ca o gură de aer proaspăt, ca o gură de aer necesară unui scafandru care e pe moarte. O să citiți, e foarte ușor de citit, asta nu înseamnă că este și ușoară cartea, nu are poeme kilometrice, am fost poate obișnuiți declamatorii, sunt scurte, sunt aproape haicuri, sunt aproape filozofice, dacă vreți, despre copilărie, dar nu sunt deloc copilărești. Eu cunosc foarte bine poezia lui Vasile Muste, mă pot lăuda cu lucrul acesta, încă de pe vremea când nu se gândea să debuteze, cam prea mult s-a gândit el să nu debuteze, cam prea mulți ani, nu? Așa, l-am tot întins noi din spate.
nu-l interesa și poate tocmai de aceea scrie o poezie de o asemenea calitate. Nu s-a gândit mulți ani, mă repet, să tipărească. Și atunci când nu vrei să tipărești, scrii mult mai bine, scrii pentru tine, pare ca un jurnal intim pe care nu dorești să-l citească nimeni. Și treaba cu jurnalul în ghilimele, știm mai foarte bine, spun unii, am scris un jurnal întâmplător, îl public acum, 90% sau 99% din cei care scriu jurnale sunt foarte atenți la pagină, pentru că odată și odată se gândesc că vor publica respectiv. Deci nu sunt sincer. Sinceritatea este unul dintre punctele forte ale poeziei lui Vasile Muste, bineînțeles o sinceritate care are haine poetice. Haine poetice cu o anumită pecete. Eu personal, acum iarăși mă laud, aș putea recunoaște o poezie scrisă de Vasile Muste, am putea chiar face o încercare. M-aș angaja la asta. Și să mi se dea mai multe poezii nesemnate, aș recunoaște poezia lui Vasile Muste și mie mi se pare cea mai mare calitate a unui autor să aibă o pecete, o personalitate a lui distinctă. Acum că e bună, că e proastă, asta e treaba criticilor și ei mor cu părerile lor, nu e cu ale noastre. Ce să vă spun? Venind în coace cu mașina și fiind singur, ca de obicei, am și eu în mașină un aparat din acela, cum spune, bagi CD-uri sau digitul, MP3-uri și ascult muzică. Eu nu ascult decât jazz, cu toate că am făcut 18 ani în muzică, am făcut liceu de muzică, am făcut conservatorul, am cântat cea mai bună filarmonică a României de 5 ani. Am umblat prin toată lumea cu turnee, dar jazzul pentru mine este muzica care atinge cotele cele mai înalte. Și la un moment dat, Ella Fitzgerald, dacă ați auzit de această minunată cântăreață de jazz, cânta un cântec despre copilărie și poate să vi se pară paradoxal, dar mi-am imaginat că un recital de versuri Vasile Muste din această carte am putea o ilustra nu cu muzică din Marea Mureș, ci cu Ella Fitzgerald, ceea ce înseamnă că versurile lui nu sunt niște versuri locale sau regionale, ci trec dincolo de granițe foarte bine. Vă mulțumesc!